Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și binecuvântat să fiți voi. Amin. 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 Dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare, citim câteva versete din cartea Exod, capitolul 12. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți: în ziua 10 a acestei luni fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusuri de parte bărbătească de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua 14 a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii, ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineață. Și dacă vă rămâne ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână, și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Îmi exprim bucuria de a fi împreună iarăși după o bună bucată de vreme. Vă găsesc în casa de adunare, vă găsesc la această sărbătoare instituită de însăși Mântuitorul, Cina Domnului. Parcă semănați unul cu altul mai bine acum. Și dimineața când dam mâna cu un frate, i-am spus: să știi că am zâmbit, dar nu m-ai văzut. Acum aș vrea să zâmbesc tuturora, dorind ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin, amin. În săptămâna asta eram la un sfat cu niște frați. Participam și eu într-o măsură acolo, când am primit de la Domnul un gând, că eu mă gândeam că trebuie să vin la Bistrița, nu știam că e cina Domnului, atunci am aflat, și mă rugam Domnul să-mi dea un cuvânt pentru cină. Și pe când discutam acolo cu frații, am primit un îndemn să citesc din Exodul, capitolul 12, și îi spuneam fratelui Victor: am o predică pentru voi. El a trecut pe lângă mine și a spus: las că vorbim noi, tu fă-ți predica. Și acum, gândurile acele care le-am primit pentru frații de la Bistrița, aș vrea să mi le exprim aici în fața dumneavoastră. Amin. Uitându-mă la pasajul acesta, vedem că sunt definite foarte clar câteva noțiuni. În primul rând, textul ăsta e un tratat de istorie, istorie pură. Scris în Cronicile Evreiești, în Cartea Istoriei Universale, că a existat un popor, au existat niște evrei care 400 de ani au fost robi în Egipt și a fost o zi, mai precis o noapte, în care Dumnezeu i-a scos de acolo. Au străbătut pe insula Sinai și s-au instalat în locul unde sunt și acum. Asta e istorie. În al doilea rând, în pasajul acesta există foarte multe ritualuri simbolice, rânduieli puse de Dumnezeu care trebuiau să fie împlinite întocmai. Și toate acestea erau o trimitere la adevăratul miel și la adevărata jertfă dată prin Domnul Iisus Hristos. Dar în pasajul acesta, și despre al treilea lucru aș vrea să vorbesc eu, sunt multe referiri de timp. Domnul începe și spune: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Și eu am spus: dar de ce? Pentru că așa a vrut Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu e mai mare decât timpul. Timpul e o invenție a Lui. Dumnezeu e stăpân peste timp, El nu-i condiționat de timp. În Evrei 13:8, un verset interesant: Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Cum adică este ieri? Gramatical nu-i bun. Iisus este ieri. Eu nu mai pot să fiu ieri. Eu nu pot să umblu în timpul de ieri.
Dar Domnul poate să umble în timpul de ieri. Slăviți să fie Domnul! Amin. Domnul are calendarul lui, are, iertați-mi, agenda lui. Ceea ce trebuie să facem noi este să ne sincronizăm. Amin. Domnul a spus, asta e prima lună a anului, calendarul lor religios. Câteodată Domnul are un plan cu mine și eu nu-l înțeleg. Domnul mă trimite la un bolnav, că tare s-a mulțit în ultima vreme și eu nu sunt acolo. Domnul te trimite într-o lucrare și eu nu sunt acolo. Gândul care l-am vis-a-vis de noțiunea asta a timpului, haideți să înțelegem care este voia lui Dumnezeu și să răspundem aceste voia lui Dumnezeu. Amin? Amin. Am ales versetul 11 și anume expresia de timp, spun eu. Să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. Și gândul care l-am primit pentru dumneavoastră e din versetul acesta și dintr-un alt verset. Din 1 Corinteni, capitolul 11, merge Apostolul Pavel la cină la Corint și vede o mare nerânduială acolo. Și în versetul, nu știu, cât 33, parcă spune, astfel, dar fraților, când vă adunați, ca să mâncați Paștele, așteptați-vă unii pe alții. Gândul meu de astăzi este Paștele Domnului între grabă și zăbabă sau îngăduință. Aici era vorba de grabă, să mâncați Paștele Domnului în grabă. În Corint era extrema cealaltă, mai încet, fără grabă, că acolo fiecare se grăbea, spune să ia masa înainte celuilalt. Și Pavel spune, mă, nu-i bună grabă asta, așteptați-vă, îngăduiți-vă unii pe alții. De ce trebuia Paștele Domnului sărbătorit în grabă? Pentru că Paștele avea anumite condiții puse de Dumnezeu. El trebuia să fie pentru toți evreii. Fiecare om, fiecare familie și fiecare casă trebuia să participe la sărbătoarea aceasta. La Paștele acesta însă se făcea o socoteală, că și la cină se face socoteală. Se face o socoteală și dacă într-o familie erau prea puțini pentru un miel, trebuia să mănânce Paștele cu vecinul cel mai de aproape. Adică dădeai cu ruleta, dădeai cu pasul, calculai care e cel mai de aproape vecin și trebuia să mănânci Paștele cu el. Dar puteai mânca Paștele cu el? Eu am observat în bisericile noastre, la unii frați, un fenomen ciudat. Frați care nu pot să iei cina la dânși în adunare, din diverse motive. Dar se duc 7 sate mai încolo și iau cina. Și îmi spune, ce har a fost, frate, ce bucurie a fost. Și îi spun, dar de ce nu iei cu fratele Nelu de lângă tine cina? Că asta era porunca dată de Dumnezeu. Ia cina cu cel mai de aproape. În ce trebuiau să se grăbească evreii? În realizarea unei părtășii, a unor relații bune cu ceilalți. Doamne, ajută-ne la asta, amin? Că la nu-i cină, când eu nu pot să iau cina cu tine, dar mă duc să o iau cine știe în celălalt colț de țară și-s mare sfânt acolo. Dumnezeu a spus cu cel mai de aproape, cel mai de aproape e nevasta ta. Și am întâlnit bărbați care au spus, din cauza nevestei nu pot să iau cina. Cel mai de aproape e bărbatul tău. Și când între bărbat și nevastă nu-i înțelegere, cum prăznuim noi Paștele? Când între părinți și copii, că ei sunt cei mai de aproape, nu este înțelegere. Când între frați de corp în adunare, când între surori de corp, nu este înțelegere. N-ar trebui să ne grăbim ca să realizăm părtășia aceasta? Dumnezeu să ne ajute. Când există neînțelegeri între cântărețe din adunare, între proroci din adunare, între predicatori și slujitori din adunare. Cum putem noi să luăm cina fraților? N-ar trebui să ne împăcăm? N-ar trebui să realizăm părtășia aceasta? N-ar trebui să ne grăbim în asta? Doamne, ajută-ne! Cuvântul Domnului spunea,
În Romani, sau cât? 18 cu 12, acolo. 12 cu 18. Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Eu cred că expresia aceasta, întrucât, nu-i sinonimă cu expresia pentru că sau deoarece atârnă de voi. Întrucât eu cred că este o formă arhaică, o formă veche a expresiei în măsura în care atârnă de voi, trăiți în pace. Că Domnul spunea, Ioan 17, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. David spunea, pe când eu vreau pace, eu vreau război. Dar în măsura în care atârnă de mine, fraților, fac tot ce pot ca să am pace. Dacă cineva nu vrea să aibă pace, e treaba lui. Dar întrucât aparține de mine, atârnă de mine, în măsura în care depinde de mine, eu trebuie să fac totul. Să ne ajute Domnul, amin? Ați făcut totul până acum la cina Domnului. Să aveți pace cu ăla care n-aveți pace. Domnul spunea Matei capitolul 6, dacă cineva aduce darul la altar și își aduce aminte că unul are ceva împotriva lui, să lasă darul la altar să se ducă să se împace și să vină să-și ia, aducă darul. Am făcut lucrul acesta? Și aici aș vrea o specificație să am. Slujesc Domnul de mai multă vreme. Și chiar mă întrebam, oare este un păstor într-o adunare în care nimeni să n-aibă nimic împotriva lui? Aici sunteți mulți, 1000 de membri. Măi, împotriva fratelui Victor, al lui Nelu, al Traian, chiar nimeni n-are nimic? Și dacă cineva are ceva, cum fac eu cina Domnului, cum particip la cina Domnului? Sunt în adunare și nesupuși, răzvrătiți, cu surgire, spunem noi. Povestea fratele Fănel de la Rădăuț, când era el tânăr, un anumit frate avea ceva împotriva prezbiterului, fratelui apostol. Și tot spunea, cum faci tu apostol cina, că eu am ceva împotriva ta? Fratele apostol o lua pe fratele Moraru Ștefan, pe fratele Nichiteanu și o pleca să-și ceară iertare, dar ăla nu-l ierta. Și fratele Nichiteanu îi spune, măi frate, dacă nu-l ierți pe fratele apostol, nu ești pocăit, mă. Și el spune, da, nu-s pocăit. Ei bine, uite că-l iert, frate apostol, te-am iertat. Nichiteanu, de acum am ceva cu tine. Pentru voi. Cum ai să faci tu cina că de acum am ceva cu tine? Apostolul când s-a văzut iertat, a luat pădărie, eu scrămesc cu Domnul Iisus. Și acum a rămas Nichiteanu să se roade de ăștia să-l ierte. Eu am în adunare frați cărora nu le-am făcut, poate am o leacă de negru sub unghi, că ieri am fost în câmp, dar cred că n-am. Nici cât e negru sub unghi, nu le-am făcut rău. Și au ceva împotriva mea. Cum rezolvăm cu problema asta? Eu cred că datoria noastră este să inițiem procesul de împăcare, să rezolvăm problema, să ne cerim iertare și la fel ca celălalt verset, să-mi fac partea mea. Și dacă cineva chiar nu vrea să mă ierte, eu nu mai sunt vinovat, că nu spune acolo Biblia să te duci de 100 de ori să lași darul la altar. Ai o problemă, lasă darul, du-te și împacă-te. Dar dacă nu vrea. La noi era evangelizare. Supraaglomerat, la noi și așa adunarea foarte aglomerată. Și niște copii stăteau așa pe postament. Și la un moment dat s-au plictisit, se întindeau, se scărpinau. Și nu era frumos. Eu le-am făcut loc pe prima bancă, am dat niște haine la o parte și am pus copiii acolo. Ajung acasă, bucuros, un predicator, corul, cânta grozav, primesc telefon, ce-i cu copiii mei? Numai, dar nu stăteau bine, nu stăteau bine, vezi că mâine ai cina, poate îi faci mâine cina. Măi, soră, și nu-i spun numele, dar nu, să spui cum faci tu mânicina, dar măi, te rog, iartă-mă, eu am pus copiii, mai bine stăteau pe prima bancă. Nu, să spui cum faci tu mânicina. Și atunci am spus, zic, luăm o pâine, ne rugăm Domnul, o frângem în două, și când îi explicam, mi-am închis telefonul. Cât eram eu divinovat? Frații mei, paștele se mănâncă cu grabă. Dacă să mănânci paștele, grăbește-te să împlinești condițiile cerute de Domnul. Prima condiție, în relație bune cu toți iudeii, adică cu toți pocăiții, o împlinim noi în ziua de azi? Dacă nu, hai să ne grăbim și nu mai mergem în Matei 18 cu pilda celor doi datornici, că îi strângem de gât pe câte unii,
Că ne-a șignit cu o vorbă, că s-a uitat urât, că mi-e dator. Și Dumnezeu pe noi ne iartă în fiecare zi. Cât ne iartă pe noi Dumnezeu? Nu ne-am putea ierta și noi unul pe altul? Suntem la cină, fraților. Ne propunem să ne grăbim să realizăm părtășia aceasta? Amin. Dumnezeu să ne ajute, amin? Era noaptea în care evreii ieșeau din robie. Ei trebuiau să se grăbească să facă lucrul acesta. 400 de ani au muncit acolo, la cărămizele lui Faraon. Și acum a venit clipa să fie eliberat. Și Domnul i-a spus, mâncați paștere cu grabă. Dacă era o robie fizică a evreilor, există o robie, fraților, în care diavolul vrea să-i țină pe unii robi. Așa de mult mă rog Domnul să ne elibereze pe toți azi. Nu intrăm în detalii, timpul trece. În Galateni este robia învățăturilor. Fiecare om este rob învățăturii pe care o are. Eu sunt penticostal că m-am născut în familie de penticostal, am primit învățătura asta de plinătatea Duhului, de exercitarea darului Duhului Sfânt, de stăruință, de rugăciuni în comun și altele. Ortodoxul merge la biserică, aprinde o lumânare, face cruci, pupă icoanele, se roagă la Maica Domnului, pentru că așa a fost învățat. Adventistul face sâmbătă o mare sărbătoare și de zeciala nu mănâncă anumite cărnuri, pentru că așa a fost învățat. Ca un om să schimbe credința sau măcar religia, el trebuie să schimbe întâi învățătura. Să spun învățătura asta nu mai este bună, renunț la ea, îmbrățișez altă învățătură. Pentru că fiecare om este rob învățăturii pe care o are. De aceea spunea Pavel în Galateni că există robia învățăturilor începătoare, 4:3, da? Eu aș vrea ca Domnul să ne dea prin Duhul Sfânt o învățătură clară și biblică, Doamne ajută-ne la asta. Există și robia stricăciunii din Romani 8:21. E atâta stricăciunii, fraților, în lumea asta că nu putem spune. Și stricăciunea asta parcă ar vrea să intre și în adunările noastre. Stricăciunea asta ar vrea să intre și în casele noastre. Stricăciunea asta o văd eu că bate la porțile inimii mele. Și sunt atât de ispitit și atât de încercat și atât de slab că mă gândesc cum am putut eu să fiu așa de slab. Și iară venim la Dumnezeu și iarăși ne cerem iertare și iar apelăm la izvorul de sânge care curge în Golgota, unde de 2000 de ani oamenii capătă iertare de păcate și apelăm și noi la sângele ăsta. Dumnezeu să ne ierte azi pe toți. Dar noi trebuie să ne grăbim, să ne facem și noi partea noastră în dorința de a scăpa de robia asta păcatului. Romani 6, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe uneltea nelegiuirii, ci dați-vă pe voi vii lui Dumnezeu din morți cum erați și mădularele noastre să fie uneltea ale neprihănirii, ochii noștri, urechile noastre, mâinile noastre să fie în folosul neprihănirii. Dumnezeu să ne ajute, amin? Paștele, mâncați-l în grabă. Dar ca să mâncați cu grabă paștele, grăbiți-vă să împliniți condițiile. Iertare, împăcăciune, condițiile, ne dăm toată strădania să scăpăm de robia păcatelor, de robia stricăciunii și Dumnezeu să ne ajute. Mai era o grabă. Graba de a contempla, am spus eu, slava lui Dumnezeu. Că evreii cu mielul ăla în brață nu ieșeau de robie. Nu puteau ieși. Și cu sângele ăla dat pe ușă, cu un mănui de isop, nu putea să iese. Trebuia să intervină Dumnezeu cu slava Lui, cu protecția Lui. Și Dumnezeu i-a ocrotit pe evrei în colibile lor de păstori. Sângele acesta așa avea o putere cât îngerul nimicitor. Nu băga capul pe ușă în colibă să vadă ce fac evreii, cântă, se roagă. Nu, nu, nu. Nu era treaba lui. Sângele acesta era o crotire pentru ei. Când îngerul ăla cu sabia îmbătată de sânge urca prin delta Nilului și a ajuns în ținutul Gosen,
acolo era sânge. Nici un schelălăit de câine nu era în Gosen. Era o pace de plină. Așa să ne dea Domnul. Asta e slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu în călătorie, stâlp de foc, un nor care îi proteja. Și ajung pe malul mării, în fața marea furioasă, în spatele carului lui Faraon. Și poporul strigă. Și Domnul întreabă, ce cu strigătele astea? Păi ne teme. Vine Exod 14 cu 14. Domnul va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Frații mei, cu ocazia acestui Paște sărbătorit în Gosen, Dumnezeu a făcut o judecată cu tot zeii Egiptului și slava Domnului a coborât în mijlocul poporului. Trebuiau să se grăbească ca să vină slava Domnului. Și dacă îmi doresc ceva, este ca slava Domnului să fie azi în adunare. În jertfa Domnului Iisus, din Isaia, capitolul 53, avem cel puțin două mari beneficii. În sângele Domnului Iisus suntem iertați de păcate. Amin? Și în rănile Lui, 53 cu 5, prin sângele Lui avem iertare de păcate, în rănile Lui avem tămăduirea, vindecarea de boli este în rănile Domnului Iisus. Nu de asta luăm cina, dar de foarte multe ori la cina Domnului eu am văzut slava lui Dumnezeu. Când oameni bolnavi în fază terminale, când s-au împărtășit din trupul și sângele Domnului, Dumnezeu i-a vindecat, vă dau adrese, vorbiți cu dânsă, îți vindecați până în ziua de azi. Pentru că Dumnezeu are slava Lui în adunare. Și așa de mult aș dori să și o arate și astăzi. Dumnezeu vindecă și astăzi. Vindecă și astăzi. Avem credința asta. Aș putea să vă împărtășesc multe lucruri, nu le-am auzit, le-am trăit, dar nu ne permite timpul. Acum avem boala asta, COVID-ul, și ne temem de ea într-o măsură, nu foarte mare. Eu am credințările și legea mea. Nu sfidăm legile de igienă, respectăm legile statului, atâta vreme cât ele nu se amestecă în învățătura Sfintelor Scripturi. Când legea statului va fi împotriva Scripturii, eu nu mai ascult, vă spun de aici. Eu sunt al treilea prezbiter născut, ordinat în sat la mine. Primii doi înaintea mea au făcut ani grei de pușcărie, nu pentru altceva, decât pentru credință. Dacă legea statului îmi împiedică într-un fel exercitarea credinței, nu mai ascult. Deocamdată ei nu o fac, de aceea îi respectăm. Și ne rugăm autoritățile să fie binecuvântate de Domnul, să dea lege înțelepte. Eram odată, mergeam de vreo lună cu fratele Daniel Grigoriciuc, un om care a fost până la gura mormântului. Ne-a experimentat cu boala asta, de la Suceava, a trimis la Iași, dat să moară. El a fost dat să moară, vine din mediul creștin după Evanghelie. Înainte de asta, nu i-am cerut aprobarea, dar am permit că suntem prieteni, printr-o soră de la Bălți, a avut o lucrare. Te voi trece printr-o încercare, poate ați auzit mărturisirea lui. Dar acolo e mediul creștin după Evanghelie. În momentul în care el a ajuns foarte bolnav, frații din adunare se rugau pentru el, soția lui a sunat la sora aceea de la Bălți. Soră, rugați-vă pentru soțul meu că are o problemă. Și sora spune, îl văd pe soțul tău întins pe un pat de spital și Domnul intervine la plămânii lui. Ceilalți au spus așa, dacă lucrarea asta se împlinește și dacă bărbatul tău vine înapoi, noi toți credem în prorocii. Și lucrarea s-a împlinit și acum mergeam cu el să fac ungere cu un de lemn la niște frați baptiști creștini, dar ei au spus să vină penticostale. Am întrebat, frate Daniel, tu faci ungere cu un de lemn? Da. Cu prezbiterii mei din Biserica Creștină, am deschis Iacov, am făcut o ungere cu un de lemn la un frate care avea un cancer aici, cât un ou de găină, și în urma rugăciunii Dumnezeu l-a vindecat. Deci nu putem contesta. Pe când mergeam încolo, mă sună din familia Ciocan, fratele Valerică, frate dragul, soția mea Alina trage să moară. Veniți și faceți-i ungerea. Zic, măi frate, dar noi acum trecem prin umor, când venim înapoi, ne oprim.
mai durează 5 minute, spune, frate Dragoș, soția mea e bolnavă de COVID, are test pozitiv, nu vă pot obliga să veniți. Dar eu spun, măi Daniel, tu nu te mai temi de COVID, ori tu nu l-ai bătut odată. Mergi? Eu merg. Mai eram cu Franciu, cu Eugeniu, ce face? Merge, merge. Am ajuns, am zis, Alina, ce face? Frate Dragoș, de 2 ori am crezut că mor până ați venit voi, era terminată. Au venit 2 frați, nu eu, alții. I-au făcut ungerea cu un de lemn, în urma ungerii s-o dat jos din pat, o cerut mâncare și-i sănătoasă și în ziua de azi. Eu cred că slava Domnului poate fi prezentă în bistrița la adunare. Eu cred că Duhul Sfânt îi prezent la sărbătoarea noastră. Evreii trebuiau să se grăbească, să-și rezolve problemele conflictuale, să se împece, să aibă părtășie, să se grăbească să iese din robia în care erau noi, în robia unor învățături, a unor deprinderi păcătoase, Dumnezeu să ne ajute, și apoi ne grăbim să vedem aici în adunare slava Domnului. Să vedem oameni iertați de Dumnezeu, să vedem oameni vindecați de Dumnezeu și cei bolnavi azi să plece acasă vindecați în numele robului celui Sfânt, Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Paștere, timpul trece, între grabă și îngăduință. În Corint trebuia îngăduință din partea fraților. Îngăduință ne trebuie câteodată în dialog. Fapte 26 cu 3. Îngăduiem să spun câteva cuvinte. Sunt frați care nu se îngăduie. Sunt bărbați acasă care nu se îngăduie cu nevestele, care se ceartă în familie și nu au liniște. Și acum suntem la cină. Hai să luăm hotărâri de pocăință. Doamne ajută-ne, amin? Îngăduință în dialog. În Evrei 5 cu 2 spune că marele preot are îngăduință de cei mai slabi. Îngăduință cu cei mai slabi. În turma Domnului sunt oi, oițe și mielușei. Pavel spunea în Timotei 2:24, și robul Domnului nu trebuie să certe, dimpotrivă să fie blând, în stare să învețe pe toți, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, plin de îngăduință răbdătoare. Îngăduință răbdătoare, cu cine coie mai slab. Înădejdea că Dumnezeu le va da pocăință și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului care au fost prinși. Trebuie să îi îngăduim și pe alții care nu sunt așa de tari, pune un paranghelimele ca și noi. Sunt oameni, sunt surori, sunt frați, sunt bătrâni, sunt tineri care au nevoie să îi îngăduim, să îi așteptăm, să îi ridicăm, să îi ajutăm și Dumnezeu să ne ajute. Îngăduință în slujbă, Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum vă iertați și Dumnezeu în Iisus, așa iertați-vă și voi. Și iarăși revenim la iertare și iarăși revenim la îngăduință, Dumnezeu să ne ajute, frață. Știți, au venit niște evrei la Moise și au spus, Domnule Moise, dacă cineva e în călătorie sau e întinat cu mor, ce face? Nu poate prăznui paștere. Vine Numeri capitolul 9, versetul de la 6 la 11 și spune, în a doua lună, în ziua 14-a, se repete sărbătoarea asta, se împărtășească. Și dacă nu, e problemă. Deci trebuiau îngăduiți și ei. Trebuia rânduială făcută. În Corint știți cum era? Amintea fratele Nelu când adunare venea și bogați și săraci, adevărat. Așa era în Corint. Era o clasă mai bogată, ei acolo înainte de cina Domnului aveau o masă de dragoste. Și ei veneau și fiecare aducea, își etala opulența într-un fel și îi făcea de rușine pe cei care nu aveau nimic. Și fiecare se grăbea ca să mănânce și Pavel spune, fiecare se grăbește să-și ia hrana înaintea celuilalt. Și oprește asta. O oprește că era neorânduială. Aici erau sarmalii, aici era cozonac, aici era supă, aici era trupul Domnului, aici era rodul vițe. Și Pavel spune, vă faceți vinovați că nu deosebiți trupul Domnului. În toată grămada aceea de mâncare, nu mai știai care-i cina și care-i mâncarea obișnuită. Și Pavel spune, mâncați acasă.
Luați-vă mâncarea și duceți-vă acasă și aici rămâne numai cina Domnului ca să putem deosebi trupul Domnului. Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin. Închei. Domnul avea odată o expresie când prăznuia Paștele cu ucenicii și spunea așa: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patimile mele, că de acum nu l-am mai mâncat decât nou în împărăția mea. Așa doresc de mult, frații mei, și dorința inimii mele este să împărtășie cu voi la cina Domnului. Dar peste toate dorurile mele, că au trecut ani, am trecut de 60 de ani, parcă îmbătrânesc, am dorința să mă întâlnesc cu voi la masa cea din cer. Amin, amin. Și acolo să nu lipsească niciunul din voi. Dumnezeu să ne binecuvinte. Paștele Domnului între grabă și îngăduință. De partea a doua n-am vorbit decât foarte puțin, dar hai să ne grăbim, prăznuind Paștere, să avem o relație bună cu toți din adunare. Să ne grăbim să ieșim din robia asta mentală, de multe ori gânduri, murdare și tot felul de ispite prin care trecem. Și să ne grăbim să creăm cadru propice să vină slava lui Dumnezeu în adunarea din Bistrița. Amin.